Ziua Sărbătoarea Neînsemnătății, alături de Ioana Pavulescu, Radu Paraschivescu, Radu Bancu, căruia îi mulțumesc că a acceptat să vină la această lansare, mai ales că Tania Radu, pe care inițial o aveam invitată, din motive foarte serioase, nu poate fi aici, dar iată-ne în formulă completă, ba chiar aș zice într-o formulă neașteptată de completă, pentru că încheierea lansării va fi a lui Milan Kundera, care are o surpriză, un mesaj pentru noi. Cred că dintre toți autorii care trăiesc între două lumi, dintre toți cei pe care cu o formulă atât de frumoasă îi numea Bernard Pivot double jeu, Milan Kundera e dintre cei mai mari, dintre cei care verifică aproape că fără rest acest concept, această sintagmă de dublu eu. Milan Kundera are un eu care a scris în cehă și îi știți cu siguranță romanele de început, Gluma, Iubiri caragioase, Cartea râsului și a uitării, Insuportabilă ușurătatea ființei, cred că cel mai minunat, mai splendid titlu cu putință din lume, Nemurirea, viața e în altă parte. Și apoi e euul francez al lui Milan Kundera, un eu francez dobândit mai târziu în viață. Franceza a venit după stabilirea lui la Paris și euul francez al lui Milan Kundera semnează în această a doua limbă câteva eseuri splendide, Arta romanului, Testamente trădate, Cortina, O întâlnire și patru romane. Acesta este cel mai nou roman al lui Milan Kundera, scris în franceză. Între romanele pe care le știm scrise în franceză, Lentoarea, Identitate și, cum spun, Sărbătoarea Neînsemnătății. E, cred, între cele de acum 10, e o cifră perfectă, 10 romane Milan Kundera, romanul care poartă cel mai subtil și mai intens, deopotrivă, dialog cu toate celelalte cărți ale lui mai întâi și, într-un al doilea rând, dar nu secundar, poarta romanului pur și simplu. Cred că niciuna dintre celelalte cărți de ficțiune ale lui Milan Kundera, fie că sunt novelele, Iubiri caragioase sau romanele, cred că nicăieri nu a avut ambiția de a presăra mai multe fire, unele poate că ușor de văzut, altele ascunse bine în țesătura textului, care să lege romanul de toate celelalte și de arta de a scrie roman. Vă invit spre această carte ca înspre o carte care la rândul ei ar merita eticheta lui Pivot de dublă jeu și de dublă jeu, de joc dublu. E și un joc al ficțiunii, dar și un joc al meditației, al eseului despre scris, despre roman, despre ficțiune. Și am să amintesc foarte scurt dintre multele fire care sunt care țes pânza în jurul acestei cărți, legând-o de toate celelalte, am să amintesc umorul, comicul și am să vă amintesc că pentru Kundera romanul e cel care se face vinovat la modul frumos pentru că a descoperit și nemurit cumva comicul și umorul. Am să amintesc arta scenei, e aici o desfășurare foarte aproape de desfășurarea de scenă din teatru și am să amintesc neînsemnătatea, e cuvântul care există și în titlu, e un titlu care la rândul lui funcționează dublu, pentru că pe de-o parte reia, cum e bine în acest prag al cărții care este titlu, reia tema difuză și tema întregii cărți, căreia îi avem dedicat și un capitol întreg, dar în același timp e și un prilej ca prin scris, prin roman, Milan Kundera să-și răspundă unor întrebări foarte adânci pe care și le-a pus
în Cortina, unul dintre eseurile lui, în care a încercat să îmblânzească acest straniu animal, care e romanul, animal născut odată cu Rabelais, cu Cervantes, cu alții. Eu am să citesc fragmentul din Cortina, din eseu, deci fragmentul neficțional, lăsându-vă pe dumneavoastră ca odată ce veți citi acest splendid roman, să înțelegeți felul în care a găsit punderea de cuvință să răspundă prin ficțiune la o întrebare pe care și-o pune non-ficțional într-un eseu. Spune punderea așa: una dintre cele mai mari probleme cu care suntem confruntați nu e oare tocmai neînsemnătatea? Nu reprezintă ea soarta noastră? Și dacă da, soarta asta e șansa sau blestemul nostru? Umilirea sau, dimpotrivă, alinarea noastră e oare neînsemnătatea? E evadarea noastră? E idila? E refugiul nostru? Cum spun, pentru mine cel puțin, răspunsul a venit odată cu acest roman, roman pe care îl datorăm în limba română Ioanei Pârvulescu. Iată un al treilea eu care cred că-i vine mănușă lui Milan Kundera, pentru că nu putea să aibă mai minunată traducătoare decât pe Ioana Pârvulescu. Vă mulțumesc!